Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Am pune a sosit în sfârșit momentul să discutăm despre Callisto Protocol, ce notă îi dă bobiță, dacă merită să vi lua sau nu și cam mare parte care a fost experiența mea cu jocul. Așa că înainte să trecem la acest review, știți ce aveți de făcut un micus, dacă acolo și-ar fi sper de gust din partea voastră și să trecem la treabă. De punct de vedere, grafic, jocul arată chiar destul de bine. Este un titlu de 2022, nu prea am ce să comentez negativ pe partea asta pentru că are ce drept. Tehnologii nu are DLSS, are RTX, are modele super high quality, se vede cau au intervenit și cei de la Sony să creeze niște cinematice super bine animate pe partea de expresii faciale și, per total, să fie niște cinematice destul de bine realizate. Ba chiar s-au folosit și ceva actori destul de cunoscuți, precum uh, tipul din uh, Days Gone și, desigur, Kimiko din The Boys, care aici a jucat rolul lui Dani, dar și personajul principal... Uh, Jacob l-a arătat destul de bine și chiar mi-a plăcut felul cum a fost mai tot jocul animat, cu toate că, hai zicem, zicem, unele animații de moarte a fost destul de seci și foarte repetitive și poate mai puțin prosfăcute decât mă așteptam. Uh, per total, pe partea de grafică nu am ce să comentez. Chiar a reușit să creezi un joc cu tematica space horror cum trebuie, niște locații foarte bine alese, niște momente destul de bine gândite încât să te facă să te simți uh, permanent că ești în pericol și să nu te simți niciodată sigur că, ah, ok, de aici nu are ce să mi se întâmple, ci mereu erai cumva cu senzația că, bă, trebuie să vină ceva de undeva și să să-ți rupă capul și chestii de genul ăsta și cred că o singură chestie, dacă ar fi să, cu adevărat să mă plâng pe partea asta de, de grafică sau de cum arată jocul, mi-ar fi plăcut dacă ar fi avut puțin mai multă varietate pe partea de monștri ca și design, dar ce drept nu prea am ce să comentez foarte mult aspectul ăsta pentru că oricum jocul a fost relativ destul de scurt și nu prea cred că aveai când să atât atâția mulți, dar oricum cei pe care aveau erau destul de bine gândiți, destul de fine făcuți, așa că nu avem, nu avem de ce să... De ce să o plâng aici și n-am să comentez de partea de stuttering pentru că oricum aia se rezolva relativ destul de repede, dar destul de gerant că a existat problema asta la început la lansare, că na, foarte mulți își doreau să joace jocul ăsta pentru că a creat relativ destul de mult hype. Pe partea de sunet aici chiar n-am ce să comentez, vocile au fost bune, atmosfera a fost destul de bine întreținută de acele sunete specifice de horror, și voi, când e liniște, liniște din toate și Hua! știi, și vine acel sunet super ascuțit, super datare încât să te sperie și să -ți mai dai și monstru în față, să te pun într-o stare de aia super... Super înfiorătoare, cumva știi să crezi acel chiar să accentueze efectul. Desigur au mai avut și câteva sunete pe aici pe acolo și câteva linii de astea așa subtile de muzică încât să întrețină atmosfera, gen să te simți ca și cum, ok, uh, e o locație relativ safe, dar nu e safe pentru că oricând poți fi asaltat de ceva, știi, cumva, cu toate că era liniște, în acești timp mai auzeai niște chestii subtile și era aceeași, ceva mișină prin spate, ceva o să vină, ceva o să mă, o să mă prindă și chestii genul ăsta, deci, Chiar a reușit să creezi o atmosferă destul de bună, cum am spus, oamenii S-au -au ocupat de Dead Space în trecut, deci vă dați seama că uh, aveau experiență în domeniul ăsta. Acum, pe partea de gameplay, aici cumva încep să apară adevăratele probleme ale jocului. Începem cu cele mai proaste părți ale lui, și anume uh, vorbim despre combat. Combatul este destul de slab, uh, cu toate când trailer-ul pă părea destul de mișto, părea foarte Dead space ish ce drept, dacă ai jucat Dead Space, te vezi jucat de minune în acest joc, dar și în același timp vei avea un dezavantaj masiv, pentru că fiind obișnuit cu chestiile din Death Space cu telekinesis nelimitat, cu niște arme care chiar să aibă un efect destul de mare și să fii mult mai rezistent decât ești în Callisto Protocol cumva venind în jocul ăsta, ești ceva genul, a, oh, dar o să fie ca în Dead Space sunt puși de 2-3 ori în picioare și s-a distracție. distracția. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. puș de 7 ori în picioare. Și ăla dacă vin la tine și îți dă două bucăți, ai dus. Deci e cumva un fel de Dead Space, dar cumva la dificultate de Dark Souls, dacă e să așa, pentru că orice greșeală te poate costa destul de mult. Și mai ales că sistemul de dodging e destul de gunoi în anumite momente. Ba, funcționează dacă ți-ai apăsat pe ba, nu funcționează, ba, merge atunci când are el chef și dacă a venit mai mult de 2-3 inamici, cumva cred că nu mai ai ce să mai faci pentru că nici nu poți să fugi de ei, pentru că te urmărești super repede încât celelalte lucruri din arsenalul tău devin inutile, încât tot ceva trebuie să faci e să spamezi mili până când te plictisești și să, <gântu> și să încerci să, să, faci ceva. Upgradurile mi s-au părut relativ destul de nefolositoare, adică n-am simțit foarte tare efectul acestor upgrade-uri în special pe partea de melee combat, am upgradat bătaia la maxim, ați văzut și eu pe video și nu s-a simțit nimic. tot dai 700 de lovituri în ei, tot trebuie să mai și puși după ca să nu se transforme și din păcate a fost o risipă de bani, mai degrabă, nu știu, upgrade marbele de foc și cred că le aveau mai multe efect, pentru că acolo chiar se simțea puțin upgrade-ul, dar pe partea de mili nu aveai nimic și pe partea de defensive chiar a fost super, super pentru că nu aveai nimic pe partea de costume, era fine. Și mi-aș fi plăcut dacă ai fi avut mai multe, nu știu, costume pe care să le obții pe parcursul jocului, dar ce drept, la cât de scurt a fost, nu cred că aveai timp să mai descoperi și alte costume și să le și folosești. Iar ca și poveste, aici Aici lucrurile sunt mediocre, dacă e să o luăm așa, adică începe promițător, începe destul de interesant, dar undeva cred că în primul sfert din joc deja începe să fie super, nu știu, sec totul. Nu, nu prea să oferă informații cu ce se, în legătură cu ce se întâmplă aici, nu prea să dă niște hinturi interesante, toată povestea devine așa super basic, a, ah, trebuie să evadăm bla bla, nimic, nimic extra interesant, Uh, Apea undeva mai încolo, pe la mijloc spre final, încep să vină niște informații foarte, foarte faine care te fac să te gândești, mamă, fii atent că o să găsim niște chestii super mișto și tot așa, ghiștea nu o să găsim nimic de genul acesta și te trezești că fix când devin lucruri interesante este în jocul. Literalmente jocul a devenit super interesant pe final și putea să Dezvolte toată treaba de la final Mult mai, mult mai bine și să fac un joc Mult mai interesant și poate ceva mai lung De 7-8 ore cât, cât mi-a la mie să-l termin Uh, dar n am făcut treaba asta și na, de aia e și jocul cum a ieșit și de aia este atât de scurt pentru că nu prea are cine știe ce content din păcate și să dai 70 de euro pe 7 ore de content nu prea aș eu 10 euro pe oră dacă e să mă întreb pe mine sincer dacă e să o luăm felul acesta dar ei cred că e timpul mai degrabă să discutăm treaba asta în concluzii unde vom da notă acestui joc vă spun dacă merită să vi sau nu și să vedem care, care a fost uh, per total părere în legătură cu Calisto Protocol. Jocul este un joc din 2022, arată un joc din 2022, se joacă aproape ca un joc din 2022 în sensul că e plin de probleme, pentru că mai nou toate jocurile au sosit cu probleme și în special probleme de performanță. Din fericire am să le dau o bulină mare albă pentru că au reușit să rezolve problema într-un timp mai scurt de 3 zile, pentru că de obicei alte jocuri necesită vreo săptămână, două să rezolve probleme de acest gen. Pokémon nici acum n-a rezolvat probleme de optimizare și nici nu cred că o să le rezolve vreodată. Uh, dar, din păcate, pe partea de gameplay, partea de poveste, jocul pică destul de grav și nu îți... Uh, nu -ți oferă o satisfacție așa mare când faci ceva în jocul ăla Comparativ cu Dead Space, pentru că na, este făcut de aceiași oameni Este cel mai apropiat joc de, de acesta de -aia vom folosi Dead Space ca și prim uh, comparator dacă e să o luăm așa Cumva se vede că sunt aceiași oameni, dar din păcate cred că au vrut să încerce prea multe lucruri noi care din păcate nu au funcționat la fel de bine cum sperau ei. Ce sper de acum, pentru că jocul ce drept îți oferă cumva un final deschis, în sensul că poate va urma ceva pe viitor, ar fi drăguț să învețe din tot ce s-a întâmplat aici, să elimine lucrurile nasoale, să prepare anumite chestii și să adauge ceea ce lipsea jocului ăsta, încă să-l facă să se simtă mult mai bine, pentru că la fel ca și seria de Space, Dead Space 1 a fost groaznic, groaznic a fost destul de mediocru pe partea de, uh, de joc ca și gameplay, pe partea de poveste și toate nu a fost cine știe ce, 2 a fost cei drept un joc mult superior, chiar și peste 3 în anumite momente, unde chiar simțeam că, bă, uite, mama, au învățat de acolo, au făcut niște chestii mai bune, au upgradat sistemul de arme, au upgradat sistemul de costume, au upgradat chestia aia, chestia aia, chestia, chestia și tot așa, au făcut lucruri mai bune. de sper că și în Calisto să fie cam aceeași idee, dar aici cred că va fi mult mai ușor să, să, fie o continuare mult mai bună decât, decât primul joc, dacă e să luăm așa. De aceea, bobiță, e felul Calisto Protocol, nota... 6,5 cred Da, n-ai crede Prima dată când ai vedea jocul ăsta aici, mamă, ăsta e joc de 8, 9, 10 pe acolo Uite cât de fain arată, uite cât de mișto se prezintă Asta a fost părerea mea inițială când am văzut trailerele. Acum că am jucat jocul și am văzut de fapt de ce este, de ce este în stare din păcate este un potențial risipit, este un potențial care putea fi mult mai bine cultivat dacă, dacă oamenii chiar îi dădeau mai mult timp și nu se grăbeau să-l scoată acum uh, și chiar cred că puteau să facă ceva mult mai gruzav cu el și sper, poate cu continuare, dacă va ieși vreo continuare, să facă o treabă ceva mai bună sau ce puțin cu acel DLC pe care urmează să scoate ei prin vară, să fie ceva mai bine gândită treaba și ceva mai bine construită încât să Merite să aștepți o continuare pentru jocul ăsta, pentru că, cum am spus, jocul de bază este relativ destul de mediocru. Este un 6,57 în cel mai bun caz. Uh, să zicem dacă la l-aș fi jucat acum fără stutter-uri și toate alea, da, poate aș fi dat lejer un 7, dar și cu problemele pe care le-am avut și uh, cu frustrările pe care le-am avut cu jocul, simt că, simt că un 6,5 este mai mult decât potrivit pentru jocul ăsta. Cum am spus, sper să, uh, sper să vină cât mai multe adiții în DLC slash jocul următor, dar asta rămâne de văzut și dacă merită să vi luau sau nu, eu vă recomand cu cea mai mare uh, căldură să nu îl cumpărați acum, să așteptați cel mai probabil când o să fie 30 de euro sau mai puțin, pentru că 70 de euro pentru 7-8 ore de gameplay, na, na, din păcate, din păcate nu, din păcate chiar, chiar nu. Ai, îmi pare rău. Dacă vă place jocul mai mult decât mi-a plăcut mie, ai, avem dreptul de a avea păreri diferite, dar cumva v-am spus și v-am explicat de ce consider că acest joc merită nota pe care a primit-o și critica pe care a primit-o. Dar cam asta e totul mai bun pe acest video. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, subscribe și aștept comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!